Salut, Rashid. Primul antrenament la echipă, cum a fost? Salut, bună ziua toată lumea. Este primul interviu în limba română pentru mine. Scuze dacă nu vorbim foarte bine. În primul rând, eu am început antrenament cu echipa dimineața. A fost foarte bine, sunt fericit. Am avut un bun treabă cu preparator fizic și sper că va fi un sezon mare pentru noi în campionat și în Europa. Te așteptai la oferta clubului nostru? Da, sper că clubul fac un ofert pentru mine. A fost greu pentru mine la sezonul trecut. Toată lumea știe cum a fost pentru mine acolo, în CFR. Sunt fericit, sunt mulțumit pentru club. Cine te-a convins să semnezi cu clubul nostru? Ce? Sau ce? Cine sau ce? Ce e simplu, este un club mare, cu istorie. Aici e un presiune, este important pentru mine. Și suporter. Aici are suporteri incredibile pentru mine. Tot timpul în spate la echipa. Nu știu dacă pot să zic așa, dar și un city, cum zice city, nu știu. Oraș, da. Oraș foarte bun aici și sigur că românești, people, Romanian people sunt bine aici, în România. Da. Am vrut să stai aici, în România. Asta voiam și eu să te întreb. Te-ai hotărât să vii aici tocmai pentru a rămâne în România? Te-ai simțit bine în România? Da, simt foarte bine. A jucat pentru 3 echipe. Am aproape să fac tot România. A fost la Brașov, la Cluj și acum la București. A venit aici 2-3 date cu familie. Mi-a plăcut mult aici, în București. Sunt fericit să fii aici. Ce îți place la România și ce nu îți place la România? E întrebare greu. No, îmi place foarte mult, cum zic, things, the language, the people, da, și fotbal. Și fotbal aici mi-a plăcut aici. Anul trecut a ieșit campion cu CFR, ai câștigat campionatul. Da. Crezi că o să câștigi campionatul de 2 ori la rând? Sper, da. Sper că, cum am zis la tine, sper că va fi un sezon mare pentru noi. Sezon mare este să dai un campionat. Este foarte important pentru club, știi? Și sper că facem un bun parcurs la Cupa Europeană. Apropo de cupele europene, acesta este primul obiectiv al sezonului? Să vii, să ajuți echipa pentru a se califica din nou în grupele unei cupe europene? Da. Sigur, da. Va fi foarte repede. Trebuie să fim pregătit. Pentru că cred că jucăm etapa una și după jucăm prima tur din trebuie să fim second round, trebuie să fim pregătit, asta e. Poți spune că în momentul ăsta este până acum cel mai bun moment al carierei tale, faptul că ai semnat cu echipa cu FCSB? Da. Pentru mine
a fost, nu vreau să zic că a fost greșeal să nu vin la anul trecut, pentru că am dat titlu, sunt fericit, dar a fost greu pentru mine la ultima an și am avut deja un interes de la club aici când a fost la Sepsi. And eu cred va fi ce a fost în past, acum a uitat. Nu mai contează. Da, nu mai contează și da, sunt foarte fericit și sper că va fi bun pentru eu și pentru toată lumea aici. Perfect. Mulțumim mult și mult succes. Cu plăcere, mersi, cu plăcere.